O inedită expoziție este amenajată în aceste zile la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare. De această dată, nu pietrele de mină sunt vedetele, ci dinozaurii, ultimii din Transilvania, iar primele exemplare care vor fi expuse publicului tocmai au ajuns în reședința de județ. Iată că demersurile începute de către noi în urmă cu aproximativ o lună prind astăzi contur și am făcut primul pas concret în organizarea acestei expoziții, ultimii dinozauri din Transilvania, la Baia Mare. Aceste patru piese ce constituie reconstituirea ale unor dinozauri care au trăit în urmă cu peste 60 de milioane de ani pe teritoriul Transilvaniei au fost realizate de către colegii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Mâine la Muzeul de Mineralogie vor mai ajunge și alte piese care vor alcătui expoziția temporară organizată pentru maramureșeni. În afară de aceste patru piese ce reprezintă reconstituiri, expoziția va cuprinde și alte piese, în număr de aproximativ 40, piese fosile care reprezintă fragmente din dinozaurii care au trăit în partea sudică, în zona Hațegului din Transilvania, cum spuneam, în perioada Cretacicului terminal. Expoziția va putea fi vizitată în circa două săptămâni.